Sus în dreapta o să vă las un playlist cu păpușa Winsney Adams și jos în descriere la fel o să găsiți celelalte tutoriale pentru ea. Mergem să coasem păr artificial la păpuși. De obicei se coase pe o perucă deja stabilită, deja făcută, pentru că trebuie să aibă anumite rânduri și anumită formă. Pentru păpușa Winsday trebuie 1,5 m de șuviță de păr, pentru că altfel nu ajunge. Iar dacă aveți altă păpușă, știți că depinde de măsură cât de mare e. Aici sunt 60 de piciorușe scurte ca circumferință la această păpușă, deci după această chestie vă puteți orienta. Da? Și acum haideți să mergem la lucru într-un tutorial pas cu pas. Hai să facem și părul. Așa, așezați-a pe deget pentru cine este prima dată la mine pe canal, pe acest video. Se tensionează mai ușor. Și voi începe cu un inel magic care se așează așa și să vedem un pic legenda cu care o să lucrăm. O luă ochi de lanț, pâs picioruș scurt, pâa picioruș alunecat, nămă înmulțire, sâcă scădere și blo, în acest caz, se va lucra pe bucla din spate. Așa că, pe primul rând, vom începe cu un inel magic și 6 piciorușe scurte, da? La păpușa care avem în lucru la Wednesday Adams, vom lucra cu roz ca să vedem ce lucrăm, da? Voi lucrați cu negru sau cu ce aveți nevoie. Și începem să lucrăm pe inelul magic. Facem un ochi de lanț. Intrăm în inelul magic, da? Și facem 1, 2, 3. Tragem să nu ne rămână această buclă afară. Ok? 4. 5, 6. Inelul magic acum este, acum nu mai este. Trecem la rândul 2 și vom lucra în blo, făcând 12 piciorușe scurte, adică 6 mulțiri. În fiecare piciorul scurt vom face 2, dar lucrăm în blo. Punem un semn de o culoare diferită, un marcator, și vom lua primul picioruș. Acesta este bucla de început de rând care nu ne trebuie. Aceste două bucle ne trebuie nouă, dar lucrând în blo, noi o vom lua pe cea din spate, nu din fața lucrului. Este practic mai ușor. Și facem un picioruș scurt în același loc al doilea. În următorul picioruș scurt, iarăși două piciorușe scurte. În următorul încă două și avem trei înmulțiri. A patra înmulțire, a cincea înmulțire și cea de-a șasea. Ok? Dăm semnul, trecem la rândul următor. Da? Ne rămâne bucla aceasta pe care noi vom coase șuvița de păr. La rândul 3 facem un picioruș scurt și o mulțire. Repetăm de 6 ori și la final vor fi 18. De data aceasta vom lucra normal. Luăm amândouă buclele.
picioruș scurt, înmulțire. Picioruș scurt, în următorul înmulțire. În următorul picioruș scurt și înmulțire. Avem 3 segmente făcute până acum, repetăm încă 3. Picioruș scurt, înmulțire. Picioruș scurt, înmulțire. Și picioruș scurt, înmulțire. Bun, atenție, pentru că asta este singurul lucru la care trebuie să fim atente, că ne cam alunecă bucla din spate, în sensul că e mai greu de urmărit ca model. Da? Și fiind acesta prima, o și luăm, pentru că un rând vom lucra în blo, unul nu. Acum este rândul lui, rândul 4, care vom lucra în blo. Și vom face 2 piciorușe scurte și o mulțire, repetăm de 6 ori și la final vor fi 24. Deci, primul în primul, al doilea în al doilea, pe bucla din spate, și în al treilea în mulțire. Și repetăm. 1, 2, înmulțire. Repetăm încă de 4 ori. 1, 2, înmulțire. 1, 2, înmulțire. 1, 2, înmulțire. 1, 2, înmulțire. Perfect. Acum se vede mai bine bucla. Dăm semnul, pentru că acum vom lucra pe amândouă buclele, la rândul 5, 3 piciorușe scurte, înmulțire de 6 ori, la final vor fi 30. Deci, 1, 2, 3, înmulțire. Da? Repetăm încă de 5 ori până la capăt. Acum vom trece la rândul 6 și la fel vom lucra în blo. 4 piciorușe scurte, înmulțire, repetăm de 6 ori și la final vor fi 36. Deci luăm în blo. Să fim atente că asta e singura chestie unde trebuie să fim atente. 1, 2, 3, 4, înmulțire. Da? 4 piciorușe scurte, înmulțire, repetăm încă de 5 ori până la capăt. Acum vom trece la rândul 7 și vom face 5 piciorușe scurte, înmulțire, repetăm de 6 ori și ajungem la 42 de piciorușe scurte. Da? Acum vom lucra pe piciorușul întreg. 1, 2, 3, 4, 5. Și înmulțire. Repetăm încă de 5 ori până la capăt. Vom trece la rândul numărul 8 și facem în blo 6 piciorușe scurte, înmulțire, repetăm de 6 ori, la final vor fi 48. Și vom lucra în blo. 1, 2, 3, 4, 5, 6 și înmulțire. Repetăm încă de 5 ori și ne vedem la capăt.
Trecem la rândul 9 și facem 7 piciorușe scurte înmulțire, repetăm de 6 ori și la final vor fi 54 de piciorușe scurte. Vom lucra acum normal pe tot piciorușele, pe tot piciorușul, pe amândouă buclele, da? Și facem 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 și înmulțire. 7 piciorușe scurte și o înmulțire. Repetăm încă de 5 ori. Trecem la rândul 10 și vom lucra în blo. 8 piciorușe scurte, înmulțire, repetăm de 6 ori și la final vor fi 60. Deci lucrăm în blo și facem 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, o înmulțire. Repetăm încă de 5 ori. 8 piciorușe scurte și o mulțire și ne vedem la capăt. Am ajuns la capăt și acesta este numărul maxim de 60 de piciorușe scurte la care ajungem cu peruca noastră, pentru că este exact 60 de piciorușe cât avem și la cap, da? Și vă rog să dați la fiecare rând semnul, pentru că urmează să facem un rând de piciorușe scurte, tot de 60 de piciorușe, un rând în blo, încă unul simplu, încă unul în blo, încă unul simplu, încă unul în blo și ultimile două rânduri, 17 și 18, vor fi simple, da? Hai să vedem la păpușa asta. Vedeți? 1. Ultimile două sunt simple și apoi vom merge să coasem părul, da? Faceți screen la această schemă și lucrăm singurele. Am terminat toate cele 18 rânduri de piciorușe scurte lucrate simplu și în blo și să verificăm totuși câte avem în blo, pentru că aici vom avea de cusut părul și avem 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Da? Avem 8 rânduri de cusut părul și pentru mine cea mai ușoară variantă este așa. În primul rând ne oprim aici și facem un picioruș alunecat și un ochi de lanț. O să cos cu aceeași culoare peruca pe cap. Deci îmi tai așa. Aici o să-l dau în două, pentru că este gros. Voi dacă faceți cu negru, puteți folosi și ață de papiotă. Folosim un ac cât mai subțire și mai lung posibil. Și ne luăm această margine să o așezăm într-o parte, pentru că aici vor veni codițele. Da? Aici, chiar dacă vom lucra în spirală, dar fiind două codițe, se va observa, așa că eu prefer să o pun în spirală. Dacă vă este mai ușor să o coaseți întâi părul și apoi să o puneți pe cap, ok, pentru mine e mai ușor așa. Și procedăm așa. De la sprâncene numărăm 2, 4, 6 piciorușe și ne fixăm o dată, da? Acum să o tragem pentru că ea se întinde, așa, să o tragem până aici la baza gâtului și mai punem un bold. Ok. Și mai o mai fixăm cu câteva bolduri.
ca să ne vină mai ușor. Și să vedem aici 2, 4, 6 și aici 2, 4, 5, 6. Ia să o mai tragem puțin de aici. O facem în cruce, da? Dacă am făcut-o în frunte, în spate, acum să o facem și pe lateral. 5 și aici 2, 4, 5. Ok, pentru că la cusut se poate mișca. Bun. Acum, cu sfânta răbdare, o să o coasem pe margine. Și trebuie cusută bine aici, căci să nu se vadă găuri, pentru că fetițele vor fi curioase și vor trage. Și luăm un fir din cap și un fir de pe perucă. Da? Un fir din cap, un fir de pe perucă. Și luăm toate piciorușele la rând la cusut. Și nu ne oprim la cusutura asta. Bun, am cusut peruca doar primul rând. Da? Ca să vină bine. Pentru faptul că părul poate fi greu sau că va fi smotocită pentru că vor vrea să o piaptene, eu o să mai fac o cusutură pe fiecare rând dintre rândurile cu blo. De aia zic că trebuie un ac mai lung ca să pătrundem, să luăm pe dedesubt păr din scalp, să luăm material și să o coasem bine, bine. Da? Imediat vom merge să punem și părul. Am terminat de cusut peruca și am ajuns până în capăt, pentru că dacă ea se trage, se vede, da? Și acum să trecem la păr. Așa cum v-am explicat și în primul tutorial la prezentarea păpușii, părurile sunt diverse. Părurile, meșele, șuvițele. Da? Acesta este cel cumpărat pentru păpuși special și el este șuviță și doar îl coasem, cel de 25 de centimetri. Cel meșe cumpărat de la magazinul de chinezi sau de unde găsim noi meșe se află în diverse moduri, ori în coadă, ori în perucă, în meșe, în diverse feluri. Spre exemplu, acesta blond l-am găsit așa în clame, că de multe ori nici nu am putut să desfac punga, să văd cum e. Și cu o chestie de asta, care sunt sigură că o aveți toți pe acolo pe insertar, toate, și nu știm la ce folosește, uite că acum ne trebuiește ca să desfacem acest fier. Uite, vedeți cum este părul cusut? Practic, el este pus în două și aici este prins, da? Și se trage înapoi. Nu ne mai rămâne așa frumos, dar se trage. Voiam doar să dau o idee cum să descoasem de pe meșele astea. Bun, clamele astea ori ne trebuie, ori nu, nu se știe, dar spre exemplu, în acest caz, la ăsta blonda meu, sunt două fâșii aici. Nu știu cum să arăt. Uitați că se vede aici la capăt și trebuie puțină răbdare doar aici să-l desfacem. Dacă nu aveți răbdare să comandați de cel pe internet sau nu găsiți la mercerie, da? Că el se desface, că tocmai am desfăcut o fâșie. Da, o las pe jos pe ea să cadă, că o să o adun. Eu vreau să vă arăt cum o prindem pe asta. Într-adevăr, mai iese fire, dar îl putem și trage înapoi. Care iese, iese până la final.
Ideea e așa, că trebuie început de jos. Pentru că, fiind lung, noi o să punem șuviță peste șuviță și o să ne vină ușor. Și să o luăm de unde avem începute rândurile, pentru că să ne urcăm așa, ușurel, să nu fie foarte vizibil. Și am schimbat ața pentru că rozul acela chiar se vedea. Și cu o mână ținem șuvița de păr să nu ni se tragă firele de păr și cu o mână o să coasem cât mai des, cu atât mai bine. Da? Vă amintesc că e nevoie de 1,5 metri la o păpușă, nu este suficient doar una. Și asta este tehnica de cusut a părului artificial pentru păpuși. Important e să avem măsura unde să îl coasem uniform. Da? Ia uitați. Și acum să-i dăm bătaie. Că avem de cusut 1,5 metri. Mai este un secret să ne uităm, să nu ne rămână capete de ață, așa, și pe dos, vedeți că este mai mult ață decât pe față, vedeți care vă se așează mai bine pe cap. Am cusut-o până aici și acum să punem șuvița următoare și să o petrecem. Să o punem una peste alta, așa, și să o coasem și pe aceasta, un centimetru peste cealaltă, ca să nu se observe unde e începută, unde e terminată, să fie cursivă. Nu știu, mama așa spunea, când punea una peste alta, se petrecea. Una peste alta câte o șuviță și uite așa nu o să se observe unde e terminat. Bun, continuăm așa pentru că nu trebuie să glumim și să prindem părul aici colo pentru că la pieptănat o să dea probleme, să nu rămână cu părul în mână, da? Trebuie să o coasem bine. Ok. Când ajungem la capăt, așa, trecem, tot așa, petrecem. Am zis bine? La voi să-mi scriți în comentarii dacă am zis bine. Și tot așa trecem cu firul peste capătul de șuviță și apoi ne ridicăm pe rândul următor în blo. Și am ajuns la capăt. L-am pus unul peste altul ca așa s-a terminat șuvița. Și acum hai să punem altă șuviță. Și nu-i rău să începem un alt rând, dacă tot s-a terminat aici, dar dacă a voastră este întreagă, da, și merge una după alta, o coaseți așa de aici și treceți pe rândul următor, da? Și urmărim acest rând în blo și coasem. Da? Nu. Acum eu am luat-o pe cocoașă să cos numai bucățele. Asta e.
E un blond care mi-a plăcut și am zis că se potrivește să se vadă la cameră cum o coase. Ok. Ne vedem la coafat, unde trebuie să avem răbdare. Am cusut toate șuvițele și la păpușa asta mi-a intrat două meșe. Au fi fost mai mici, nu știu că au fost mai bucățele. Dar acum împărțim părul ca și cum ar fi o cărare pe mijloc, așa. Și ce vreau să vă spun este că pentru breton oprim doar două rânduri de păr, da, din colțul ochiului până în colțul ochiului și o să-l tăiem de sub barbă ca apoi să-l putem să întoarcem. Nu-l putem lăsa prea scurt că va sta drept în față, nu va sta bine. Acum împletim codițele și pe mine mă ajută bărbatul meu că singur nu reușesc. O să fac codița și o să-mi țină păpușa așa ca să fac codița aici. Un secret. Facem și desfacem codița de mai multe ori dacă nu se așează bine. Bun. Am împletit codițele, ținând poziția, păpușa în poziția asta ca să vină codița aici unde trebuie. I-am pus un elastic și o las așa pentru că mi se pare suficient de bine așa. La breton îl tăiem mai lung, atenție, trebuie tăiat mai lung pentru ca să-l putem modela, că altfel nu se modelează. Stă așa, nu-l putem agăța. Și sunt prima metodă, cea clasică cu bigudiuri. Eu nu am bigudiuri. A doua metodă cu care am făcut până acum, chiar și pe asta, am făcut cu o coadă de lemn de la o lingură ruptă și am pus așa, dar după ce am udat cu apă, apa asta e apă chioară, da? Așa, am udat bine părul și l-am pus cu mare răbdare, așa, trebuie de încercat, făcut de mai multe ori. De mai multe ori până când se așează și cu feonul. Eu acum nu-l mai fac cu feonul pentru că am avut norocul să o găsesc pe asta la fiică. Mi-au zis, mamă, și așa nu-mi trebuie, la păpușii mai bună, e micuță, o plăcuță care e băgată deja în priză și caldă. Și ideea e să îl întoarcem. Să-l întoarcem ca să stea așa, întors. Da? Părul acesta văd că se modelează foarte ușor. În schimb, la aceasta s-a modelat foarte, foarte greu. Ia să încerc eu să-l mai modelez pe asta. Mi-a fost foarte greu la asta. Bun. Am împletit codițele, ținând poziția, păpușa în poziția asta ca să vină codița aici unde trebuie. I-am pus un elastic și o las așa pentru că mi se pare suficient de bine așa. La breton îl tăiem mai lung, atenție, trebuie tăiat mai lung pentru ca să-l putem modela, că altfel nu se modelează. Stă așa, nu-l putem agăța. Și sunt prima metodă, cea clasică cu bigudiuri. Eu nu am bigudiuri. A doua metodă cu care am făcut până acum, chiar și pe asta, am făcut cu o coadă de lemn de la o lingură ruptă. Și am pus așa, dar după ce am udat cu apă, apa asta e apă chioară, da? Așa, am udat bine părul. De aceea trebuie tuns Și mai l-am lung. pus cu mare răbdare, așa, trebuie de încercat, făcut de mai multe ori. De mai multe ori până când se așează și cu feonul. Eu acum nu-l mai fac cu feonul pentru că am avut norocul să o găsesc pe asta la fiică. Mi-au zis, mamă, și așa nu-mi trebuie, la păpușii mai bună, e micuță, o plăcuță care e băgată deja
în priză și caldă și ideea e să îl întoarcem. Să-l întoarcem ca să stea așa întors. Da? Părul acesta văd că se modelează foarte ușor. În schimb, la aceasta s-a modelat foarte, foarte greu. Ia să încerc eu să-l mai modelez pe asta. Mi-a fost foarte greu la asta. Ca să-l putem agăța. Că dacă e tăiat deja scurt, e greu de modelat. Uite așa. Uite așa că s-o și îndreptat. Facem experiență. Ia uitați ce frumos s-a întors. Mă, placa e bună tare. Doar că nu va ști să vă zic unde să o găsiți. Ia uitați ce bună-i placă. Și acum, ca să cumpere o placă pentru a face bretonul unui păpuș, chiar n-ar fi cazul. N-ar fi cazul. Ia uite ce frumos e. Îi facem bretonul breton. Și mai ales dacă sunt păpușile făcute pentru cei din familie, merită să iei o placă, așa să mai joacă copila, dacă fetița, dacă e destul de mare. În sensul că ea frige, nu? Și uite așa modelăm și părul artificial. Ok. Bun, eu vă aștept pe canalul meu, MMH Crochet, să croșetăm și alte jucării și alte tutoriale și să-mi scrieți în comentarii dacă v-a plăcut și dacă v-a ieșit. Și să nu renunțăm, oricum ar ieși, trebuie exersat. Că altfel, doar prin exercițiu putem să aflăm. Ia uite ce frumoasă e și nici nu e așa lung. Îl mai întindem puțin aici. Ia uite ce drăguță e. Vă pup! La revedere!